Sfântul Frate Zicu. Numele meu este Valentin Maior și sunt președinte și cofondator al organizației Romania Înainte. Permiteți-mi un scurt istoric, profesional. Sunt absolvent al Universității Tehnice de Cluj-Napoca. Am debutat în carieră în companii cu profil informatic de tehnologie de desktop și web. Am fost tot timpul atras de partea managerială și de business în cadrul companiilor, direcție pe care am evoluat în următorii ani. În 2014 mi s-a oferit posibilitatea să continui activitatea la Paris, unde am stat 3 ani de zi. Acolo, din dorința de relaționare și implicare, am lansat un proiect care își dorea la vremea respectivă să fie comunitatea locală a românilor, a specialiștilor români, în tehnic. Cu ajutorul colegilor mei, Vlad Pop și Oana Burawi și numeroșilor susținători de-a lungul timpului, am ajuns să transformăm proiectul în ceva mult mai amplu, global. Astăzi, România IT se definește ca fiind comunitatea globală a românilor din tech. Lucrează peste 1000 de membri în diaspora și în România și își propune să dezvolte un cadru de suport pentru promovarea și susținerea inovației, antreprenoriatului și coeziunii de specialiști la nivel global. Am răspuns afirmativ invitației SAF-ul României astăzi pentru că din mesajul pe care l-am primit mi-am atras atenția două aspecte. Inovație și proiecte de impact. După cum bine știți, tema evenimentului de astăzi este Do Bigger Things. Și vreau să vorbim despre inovație astăzi și permiteți-mi să vă prezint cum anume facem inovație în România Înainte. Inovație presupune testarea și depășirea limitelor. Presupune disturbarea standardelor existente. Practic, membrii noștri sunt în afara limitelor și atunci factorul nostru de inovație vine în ideea de a regrupa acești membri, nu neapărat fizic, ci din punct de vedere a know-how-ului, a network-ului, a experienței și împreună să creăm acest mecanism care să promoveze și să susțină, cum ziceam, antreprenoriatul și inovația. Connect to Innovate este sloganul nostru și ne propunem să dezvoltăm și să influențăm modul în care ne dezvoltăm ca și specialiști domeniul ITSC românesc, de ce și nu chiar România. Pentru a asigura longevitatea și succesul unei companii, indiferent de dimensiunea ei, astăzi, este nevoie, și compania a înțeles acest lucru, de a integra inovația în ADN-ul companiei. Necesitatea de a fi într-o continuă evoluție și de a răspunde nevoilor consumatorilor este un aspect foarte important. Am văzut, bineînțeles, de-a lungul istoriei, companii care nu și-au asumat acest factor inovativ, nu au greșit cu nimic și totuși, într-o stagnare a dus către decăderea lor. Probabil știți despre cine vorbesc. Un alt avantaj al inovației prezent este faptul că provoacă tot timpul antreprenorii și companiile să vină cu soluții inovative, soluții avansate din punct de vedere tehnologic, care să răspundă nevoilor clienților, fie că vorbim de preț, fie că vorbim de viteze, de performanță și așa mai departe, lucru care, cum ziceam, asigură competitivitatea, care se resimte, bineînțeles, la nivelul consumatorilor și a societății. Și aș vrea să nu transformăm conceptul ăsta de inovație în ceva așa filozofic. Aș vrea să fie ceva palpabil. Și dați-mi voie să vă explic, dintr-o viziune personală, bineînțeles, cum anume cred eu că am putea echiva ideea de inovație. Atât în domeniul IT, cât și în alte domenii, medicine și așa mai departe, suntem continuu provocați să evoluăm, continuu provocat să fim la curent cu noile tehnologii. Transpunerea acestor noi tehnologii în alte proiecte, care ulterior ajung pe mâinile consumatorilor, este modul nostru de a produce inovații. Și fie că vorbim de un site e-commerce care este permite să achiziționezi haine de pe confortul casei tale, fie că vorbim de soluții de parking, de comandat taxi, mâncare, lucruri cu care deja suntem obișnuiți, acesta este modul palpabil de inovație, evoluție. Și atunci aș anexa termenul de inovație, ideea de evoluție, cu care probabil suntem mai obișnuiți. Și dacă, prin exemplu, anterior am prezentat la nivel micro, dar de specialiști, dacă ar fi să extrapolăm, am ajunge la nivel de companii care, prin adoptarea acestui concept, acestui mod de a lucra evolutiv, ajunge să ofere soluții constant soluții
pe nevoile consumatorilor și companiile care și-au dat seama de faptul că nevoile consumatorilor și societatea sunt cei de fapt care ghidează procesul de defoldare, au avut și succes. Și Samsung este un exemplu concludent de companie în acest sens, pentru că a înțeles și a integrat rapid în filozofia și cultura sa inovația, nevoia de a fi într-o continuă evoluție, bineînțeles surprinzând clientela sa la fiecare lansare de produs. Și evenimentul de astăzi nu face excepție și vă voi demonstra acest lucru. Dați-mi voie, vă rog, să-l invit în scenă pe domnul Cristian Cojocaru, liderul departamentului de telecom, care vă poate exact în România. Bună dimineața! Vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de noi în cadrul unui eveniment pe care îi dorim să fie special. Cum deja v-am obișnuit de ceva timp, de două ori de an, lansăm cele două flagship-uri Samsung. Valentin a povestit despre inovație. În Samsung, inovația este parte din ADN. Și nu întâmplător, pentru că de ce inovăm până la urmă? Nu inovăm doar de dragul de a câștiga o cursă tehnologică. Inovăm pentru că ne dorim să aducem beneficii clienților noștri. Inovăm pentru că dorim să schimbăm modul în care oamenii interacționează unii cu ceilalți. Să creăm o lume globală, o lume unită, o lume în care putem să comunicăm instant. Inovația însă, smartphone-ul, ne ajută nu doar la a comunica. Cred că schimbarea de paradigmă este în zona de experiență și, și zona în care reușim să împărtășim aceste experiențe. Am trecut de multe stadii de comunicare în sine. Unii trec că vorbim de voce sau vorbim de mesaj. Posibilitatea de a împărtăși cu cine vrem noi. Ceea ce trăim în acel moment este cu adevărat unic. Iar Samsung încercăm să facem acest lucru ușor, încercăm să-l facem intuitiv și încercăm să-l facem cu plăcere, atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri. În ceea ce privește evenimentul de astăzi, Samsung are privilegiul, onoarea, de a vă prezenta astăzi cel mai nou flagship lansat în piață. Doamnelor și domnilor, Samsung Galaxy Note 8. Sau prietenilor mei sau oamenilor care am interacționat în momentul în care am lansat un nou flagship că este cel mai bun smartphone construit vreodată. Iar Samsung Galaxy Note 8 nu este excepție. Este cel mai bun smartphone construit vreodată. Vorbim de un Note. După cum mulți dintre voi și aduc aminte, am lansat primul Note în 2011. La momentul respectiv, lumea telefonului a fost destul de sceptică. Vorbeam de un telefon cu ecran foarte mare. La momentul respectiv, oamenii nu înțelegeau, vorbind de o tabletă mai mică, vorbind de un telefon prea mare. În realitate, ne-a trecut așteptările. Clienții au iubit acel Note. În acel moment, din acel moment, s-a creat ceea ce acum numim cu mândrie, comunitatea Note. Sunt clienții noștri cei mai fideli. Gestorilor le mulțumim pentru încredere, le mulțumim pentru faptul că sunt alături de noi. Ce este definitorul însă pentru noi? Ceea ce clienții noștri au iubit de la bun început a fost S Pen.
Este mi-a introdus o utilizare cu totul la parte și o interacțiune diferită cu smartphone. Posibilitatea de a interacționa prin intermediul acelui SPM, posibilitatea de a accesa diferite funcții și de a face diferite lucruri într-un mod mai eficient, mai rapid, ajută la creșterea productivității. Ce aduce în plus SPM în cadrul Galaxy Note 8? Primul, cred că mi s-a întâmplat tuturor să fim într-un meeting și să vrem să notăm niște idei sau să notăm niște lucruri pe care vrem să le amintim mai târziu sau chiar să facem o minută întâlnire respectivă. Cu ajutorul SPM putem să scriem direct pe telefon, chiar și un telefon de SMS în modul de Horizon Display, până la 100 de pagini, pe care apoi le pot trimite pe mail, pe WhatsApp, pe orice platformă de sharing existentă în acest moment. SPM-ul mă poate ajuta și când sunt într-o călătorie de afaceri sau dacă sunt pur și simplu în vacanță. Și pot să fiu la un restaurant, să văd un text într-o limbă străină, pur și simplu fotografiind textul și selectând cu ajutorul SPM-ului, pot traduce instant textul respectiv. SPM-ul mă poate ajuta să și desenez, mă poate ajuta să-mi exploatez creativitatea. Pot să desenez, pot să pictez, pot să aleg nuanțe de culori, pot să mă joc cu creatul. Iar ceea ce am creat acolo, la fel, pot împărtăși cu oricine doresc, cu cineva drag, cu un partener de afaceri, pot să-i trimit din sat. Chiar și în activități de rutină de zi cu zi, în contextul în care seara, după job, mergem la un hipermarket să facem cumpărături, de foarte ușor să fac acea listă de cumpărături, pe care s-o am permanent în fața ochilor, de anul Horizon 3, și să nu uit că trebuie să cumpăr anumite produse. Dacă vorbim de design, încă de la ISO, am lansat conceptul de Infinity Display. Practic o premieră absolută în industria telefonilor mobile. Samsung Galaxy Note 8, în premieră, este primul Note care beneficiază de Infinity Display. După cum știți, se familiariza cu conceptul încă de la Galaxy Samsung S8. Infinity Display ne permite să avem genul de experiență cu totul și totul diferit în ceea ce privește consumul de conținut. Indiferent dacă vorbim de un conținut video, dacă vorbim de fotografii, sau chiar dacă vorbim de zona de business, când mă uit pe un mail, mă uit pe o prezentare. Diagonala de 6,3 inci îmi permite să văd mai mult și să mișc în sus sau în jos mai puțin. Rezoluția foarte bună, împreună cu ecranul Super AMOLED, asigură experiența de vizualizare cu totul și cu totul deosebit. Nu în ultimul rând, cadrul Samsung Galaxy Note 8, display-ul este certificat de HD Alliance ca fiind HDR Premium Certificate. Este primul telefon care primește această certificare. Asta permite să vizualizez conținut video format HDR 4K. Din punct de vedere performanță, am păstrat ceea ce am considerat că este bun și inovativ în cadrul Galaxy S8. Păstrăm procesorul inovativ pe platforma de 10 nanometri. Și foarte important din punctul meu de vedere, având în vedere utilizarea poate mai în zona productivă de business, adică la Galaxy Note 8, păstrăm tot ceea ce ține de funcție de securitate. Putem să accesăm device-ul atât prin scanare de iris, prin recunoaștere facială, recunoaștere de amprentă, cât și prin modalitățile tradiționale de model sau locuit. În momentul de față, în Samsung considerăm că nivelul de securitate atins în special prin scanarea irisului este cel mai înalt standard de securitate existent în industria în acest moment. Cu ce venim în plus? Este o funcție care mie îmi place foarte mult. O funcție care se cheamă Live Messaging. Este o funcție care permite în cadrul unei platforme de mesagerie cu suport animated GIF să pot în cadrul unui mesaj să scriu ceva și să trimit acele persoane într-un mod animat.
Ceea ce este foarte interesant în momentul în care am experimentat, scrisul meu de mână, în mod particular, este extrem de oritiv. Oricât am încercat și oricât tovarășul învățător a încercat, nu am mai rezultat. În momentul în care am scris, pe un Galaxy Note 8, ceea ce s-a primit mai departe a fost wow. În primul rând pentru mine, din punct de vedere caligrafie, dar și pentru colegul meu în momentul în care experimentam acest lucru. Bineînțeles că vorbim și de cadră. După cum știți, întotdeauna, în momentul în care am lăsat un flagship, am avut cea mai bună cameră foto din industrie. Galaxy Note 8 inovează din nou și în acest domeniu. Camera foto de pe spate conține două camere, una din camere fiind de tip wide-angle, care permite să văd o imagine panoramică mai amplă, iar cealaltă, cu telezoom, cu zoom optic 2X, o premieră în industrie, având posibilitatea împreună unui zoom digital de 10X. Tot ca o premieră în industrie, ambele camere beneficiază de stabilizarea optică a imaginii. Ceea ce îmi permite ca, indiferent de momentul pe care îl capturez, indiferent de mișcarea pe care o suprim pe cameră, să o suprim la o calitate foarte bună. De asemenea, am introdus o funcție care la fel mi s-a părut personal foarte interesantă, funcția de Live Ops. Momentul în care fotografiez pe cineva, în modalitatea clasică, nu reușeam să văd foarte bine și fundalul. În acest moment, practic, momentul în care fac această fotografie, utilizând funcția de Live Focus, pot să văd și persoana, pot să văd cu claritate și frontal. Camera foto, bineînțeles, păstrând ceea ce am dezvoltat bun în trecut, ne permite să facem fotografii de calitate foarte bună și lumină scăzută. Păstrăm tehnologia Dual Pixel, introduce în plus și tehnologia Dual Capture, care permite să fac două fotografii. O altă funcție care, la fel personal, mi-a plăcut în momentul în care am testat-o și am utilizat-o, este cea legată de AirPair. După cum știți, încă de la S7 avem posibilitatea pe panelul Edge să setăm niște shortcut-uri pentru a putea accesa anumite aplicații. Am mers un pas mai departe și acum putem să alegem două aplicații care să fie sincronizate și cu un simplu touch să le lansăm ca un top. Practic, multitasking-ul nu mai este doar o zonă de marketing, este o realitate cât se poate de palpabil. Pot, pur și simplu, pe ecran, având ecranul împărțit în două, să mă joc în ambele aplicații în același timp. Din punct de vedere ecosistem, noi în Samsung considerăm că device-ul în sine, pentru a oferi o experiență completă, nu este complet și suficient fără ecosistemul pe care noi încercăm să îl introducem. Ne referim aici la VR, la experiența de VR pe care Samsung a democratizat-o, introducând-o în piață încă de la lansarea V6. Vorbim de camera Gear 360, Gear S3, cel mai bun smartwatch în viață, în acest moment. Un ecosistem care, din punctul meu de vedere, permite utilizatorului, clientului nostru să beneficieze de o experiență completă, indiferent în ce scop vrea să utilizeze device-ul respectiv. Că este vorba de utilizare personală sau chiar utilizare de business. Nu în ultimul rând, întâmplător l-am lăsat la final, Samsung Dex. Samsung Dex este preferatul meu. Așa cum știți de la ISO, Samsung Dex este un dispozitiv care permite să transform smartphone-ul într-un laptop. Plug and play. Iar experiența de laptop este similară, reală, ca ceea pe care o avem când suntem la birou. În cutia telefonului Samsung Galaxy Note 8 se vor regăsi căștile AKG, pe care, de asemenea, l-am lansat odată cu ISO. Dacă vă întrebați de ce, o să răspund simplu, pentru că la ascultând clienții noștri, am păstrat de fapt audio. Lansarea comercială va fi pe data de 15 septembrie.
pre-order la începutul de aseară, după evenimentul de ATEC. În cazul pre-order-ului, clienții noștri vor primi și un Samsung Dex pentru a avea o experiență completă. Doamnelor și domnilor, dați-mi voi să vă invit să experimentați Samsung Galaxy Note 8. Vă mulțumesc!